Continuă emisiunea Dale Buzoianului. Suntem împreună cu doamna Ionica Tarău, o cunoașteți foarte bine, un om care se luptă întotdeauna pentru drepturile persoanelor cu deficiențe, în primul rând ale celor cu deficiențe de auz. Și vorbeam mai devreme și despre... Nu numai, și familiile persoanelor cu dizabilități. Ați văzut, doamna, nu știa că... Mă scuzați că v-am întrebat. Sigur, vă ascult. Deci sunt oameni care nu cunosc legislația. Aici trebuie corectat. Astăzi am avut o întâlnire la Consiliul Județean cu un alt coleg dintr-un ONG. Spunem lucrurilor pe nume, pentru că așa mi se pare normal. Nu să arunci cu pietre, să spui ăla a făcut sau ăla n-a făcut. Este bine să-i spui, uite aici e ceva greșit. Putem să îndreptăm. Și dacă se îndreaptă, atunci nu mai trebuie să mai... Ne place să trăim într-o normalitate și să fim solidari cu cei care trăiesc, cum spuneam în prima parte a emisiunii, cu 272 de lei sau cu 37 de lei. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Sărămână, bună seara. Bună seara. Te salut, Madac, și o salut pe doamna Tarău. Eduard Nicolescu mă numesc. Bună seara, Eduard. Centrului pentru Recuperare, Reabilitare și Educație Specială. Și vreau să spun că eu personal, în numele beneficiarilor centrului, serviciilor oferite de Centrul de Recuperare, ne bucurăm că doamna Tarău este actualmente în Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap, pentru că în ultimul timp noi, cei de la centru, ne-am confruntat cu lucruri foarte grave, aș putea spune, dar greu de dovedit, deoarece oamenii au o anumită frică de lucruri grave care se petrec în această comisie. Și vreau să o întrebăm pe doamna Tarău dacă lucrurile se desfășoară așa cum credem noi că se desfășoară acolo sau că ele vor putea fi îmbunătățite în viitor. Este și întrebare și rugăminte în același timp. Probabil că te referi și la cei bani care se ofereau de fiecare dată pentru cei care vor să obțină... Banii sunt un drept pe care persoanele cu handicap îl au. Ceea ce este mai important este faptul că oameni care merită gradul 1 sunt plimbați an de an. Nu, mă refeream la șpagă, să spunem direct, da, care se oferă membrilor comisiei. Eu am zis că fără dovezi, și știu că ești foarte principială, fără dovezi nu se poate discuta. Vreau să vedem dacă lucrurile se vor schimba acolo, pentru că nu mai pot continua așa. Sunt oameni care au probleme extraordinare, părinți și familii distruse, căci un copil cu handicap sau un adolescent cu handicap reprezintă o traumă care afectează o întreagă familie, deci nu numai persoana respectivă, și a îndura umilința și această tracasare suplimentară nu cred că este normal. Este adevărat. Am să răspund cu subiect și predicat. Este un început, ca și tine gândesc pozitiv, cred în parteneriatul public-privat, am făcut un pas de a informa autoritățile, nu l-am făcut scris, dar probabil că am să-l fac și scris, acolo unde se poate corecta ceva. Regret că nu fac parte miercurea și vinerea când aceste dosare sunt evaluate de președintele comisiei, unde comisia, eu nu fac parte miercurea și vinerea, deci n-am de unde să, sau ce să le spun eu telespectatorilor, eu le pot spune persoanelor cu dizabilități, familiilor acestor persoane, că au dreptul de a contesta în 30 de zile și acolo unde nu știu, au dreptul de a se consulta cu un mediator social, chiar dacă fac parte din această comisie, legal, eu sau alte persoane din organizațiile non-guvernamentale care sunt furnizori de servicii sociale și oferă servicii sociale, oricare mediator, oricare asistent social poate să-l îndrume pe acel om să-și obțină drepturile. Noi, ca asociație, susținem în instanță odată adulții care au fost loviți de Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă, Comisia Superioară, Institutul de Expertiză Medicală, unde 4 persoane au fost evaluate greșit, li s-a dat decizie, s-a emis o decizie de neîncadrare, da? Anulare a unei decizii pe care o avea de la Comisia de la Buzău de invaliditate. După ce am acționat în instanță și au primit documentul de la instanță, au chemat 2 persoane și același medic le-a spus gradul 3, asta este pe Comisia de Invaliditate. Iarăși mi se pare anormal, dacă avem o lege și persoana cu dizabilități
Conform legii 263/2013, poate beneficia și de pensia de invaliditate. Mie mi se pare că asistentul social care întocmește ancheta socială și vede în certificatul de handicap fără venit să-l informeze pe acest om sau pe familia lui de aceste drepturi. Pentru că trebuie să fii un criminal să-i spui unui om ai 272 de lei, nu mai ai alt drept sau să te faci că nu-l știi, nu-l cunoști. Sau să aibă o pensie de invaliditate, să vezi că acel diagnostic intră și la handicap și să nu-i spui. Suma este mizeră, infimă și atunci dacă nu le oferim acest drept acestor oameni pe care statul dă, înseamnă că noi trebuie să ne dăm demisia din sistemul social și să plecăm cu toții. Și dacă vreau să aduceți în discuție, dacă se poate, ultimul lucru, incompatibilitățile ca membrii al comisiei sau persoane care oferă un drept să fie și cei care controlează sau cei care oferă și servicii în regim privat. Pentru că aici deja intrăm într-o sferă care deja nici nu mai e vorba de incompatibilitate, ci de penal de drept. Mulțumesc și vă urez succes în continuare. Mulțumim, Eduard, și felicitări și ție pentru tot ceea ce faci, colegilor tăi la Centrul de Recuperare, Reeducare și Educație Specială. Felicitări pentru faptul că aveți o colaborare bună, pentru că astfel persoanele cu dizabilități au de câștigat. Și îl așteptăm și pe domnul Nicolescu în studioul nostru. Da, spuneți. Știu la ce s-a referit. Din Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap nu are voie să facă un angajat care ocupă o funcție în domeniul social ca șef de serviciu la prestații sociale. Deci mi-a adus în discuție lucrul acesta. Probabil că l-am discutat împreună și autoritățile l-au auzit. Este vorba de unul din membrii din comisie care este șef de serviciu într-unul din compartimentele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Atât Eduard cât și eu am sesizat verbal, probabil că vom face și scris, pentru că este penal. Și în momentul în care știi și nu ai luat nicio măsură, ești complice pentru că a evalua și a plăti în același timp, a fi șef la a-l pune în plată sau la prestații sociale, să-i semnezi demisia, decizia că îl pui în plată și că l-ai și evaluat. Da, ar fi tare bine să faci și o sesizare scrisă, astfel încât să aibă. Eu sunt convinsă că autoritățile s-au autosesizat pentru că astăzi. Da, nu fiți atât de convinsă, ar fi bine să se mai trage și de mânecă pe unii. Da. Dar felicitări pentru faptul că aveți o reacție. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, bună seara. Bună seara. În primul rând vreau să o felicit pe Ionica Tarău pentru felul în care se exprimă, pentru felul în care are grijă de toate persoanele, am înțeles. Deci dumneavoastră a spus că numai de cele surdomute, nu. Dumnezeu, ei se ocupă chiar și de alte categorii de persoane cu dizabilități. Și asta este foarte bine. Ce rugăminte aș avea eu la dumneaei, nu știu, antevorbitorul meu, deci cel dinainte, i s-a pus o întrebare, că a spus că face parte din această comisie, la care dumneaei a spus că îi pare rău că nu poate să vină și miercurea și vinerea. Dar are timp, lunea, marțea, joia, când sunt toți membrii comisiei, să, nu știu, când se face evaluarea asta. Deci nu, de fapt, dosarul se face la serviciu de evaluare complexă. Exact. Da? Și vine dosarul la comisia de evaluare, da? La dumneavoastră. Da, dar oamenii vin miercurea și vinerea pentru că atunci sunt invitați să... De ce? De ce, păi, Ionica? Eu nu știu care este procedura, am întrebat și n-am întrebat, pentru că am o lună de zile de când sunt acolo și probabil că am să cer de fiecare dată ordinea de zi să văd, probabil că am să cer, deci a fost o lună de zile, este un început, nu mă ascund după deget, deci repet, miercurea și vinerea, eu nu sunt acolo când se evaluează aceste dosare, sunt lunea, marțea și joia, semnez pentru ceea ce văd, pentru ceea ce se întâmplă, dar nu pot să-mi dau eu cu presupusul dacă din punct de vedere medical, pentru că din comisie face parte un medic, din comisie face parte asistentul social și din comisie face parte un psiholog. Eu sunt doar un observator. Un medic de familie. Și un medic de familie. Da, da. Dacă ar fi
Ionica, te rog frumos, numai puțin, dăm voie. Dacă ar fi ca să-l iei pe fiecare în parte, sunt chiar și medicul de familie, să-l întreb, doamna doctor, pentru mine așa, deci pentru tine, nu eu să vin sau să vină chiar și presa, mass media, să pună o întrebare la toți membrii comisiei, să definească și el ce înseamnă persoana cu dizabilitate. Dacă știe definiția persoanei cu dizabilitate, eu îți jur și îți garantez că nu cunoaște. Deci nu cunoaște, nu ești tu acum, că au trecut generații. Știi că am fost și eu acum. Da, am și spus, așa a fost să fie, conform principiului rotației, au fost și alte ONG-uri, acum a venit rândul meu. Mi este foarte greu, pentru că sunt o fire care nu trec cu vederea o neregulă, pentru că am acționat în instanță. Imaginați-vă că vine acum... Instanță, nu mai spune, că mi-ai spus de 3 ori până acum. Nu, nu mi-e vorba de instanță. Deci acolo, când este comisia, comisia tace. Deci, Ionica, te rog frumos, faci parte din comisia, ai o lună de zile. Nu poți să-mi spui că nu este adevărat ceea ce vorbesc eu acum. Dacă tu ai sosit exact cum a spus antivorbitorul meu, fă ceva ca să schimbe. Deci, comisie, tu ai fost plecat în toată țara, în toate județele din țară, că știi, că eu sunt membru în Consiliul Director la UNPHR, la Federație, da? Știu. Știi, da? Bun. Ai găsit în toate județele din țară, în toate județele din țară, cum se ține o comisie? De dimineață. Nu vine omul dimineață, pleacă de la ora 4:30 de acasă și ajunge tocmai la ora 6-7. Dar de ce? Să-și piardă o zi și la noi să ține comisia numai lunea, marțea, joia și de ce? De la ora 12:30, ora 1. Nu. Comisia se ține. De ce nu se poate face asta? Pentru că nu există un președinte și nu cred că există și nu cred că vine nimeni. Nu, vă dau eu un răspuns. Vă dau eu un răspuns de ce nu s-ar ține această comisie, pentru că oamenii ăștia mai lucrează și în alte instituții. Și de ce trebuie să punem și oamenii ăștia care lucrează, că sunt de ce în alte județe nu mai lucrează și nu mai sunt oameni, de ce numai ăștia trebuie să-i punem? Mai sunt și alții care trebuie să vină să se angajeze. Cu poate să vină din, de exemplu, din stagiari. Stagiari. Da. Aveți... Nu corect. Și chiar asta e cu miercurea și vinerea, de ce trebuie să vină să facă? Ce să facă? Ce să facă miercurea și vinerea? Ce să facă? Spune-mi, te rog eu frumos, spune-mi, ce faci? Da, nu știu, probabil că am să-l întreb în urmarea intervenției dumneavoastră și a intervenției... Nu, că nu vreau să fac polemică și nu vreau să mai intru în polemică. Nu, dar a fost înainte de dumneavoastră... O te întreb pe tine, tu ești în comis, ești întreb pe tine, ce faceți voi și spune, mi-ai dat răspunsul, ai tăcut, deci să cereți un răspuns. Nu am tăcut. Eu ca și observator din partea unor organizații guvernamentale. Bună, să vă rog să nu monopolizăm, pentru că timpul emisiunii noastre este limitat. S-a înțeles problema pe care a semnalat-o. Deci nu vrea să dea răspunsul, să spună dacă intervine la comisie. Că de-aia e comisie, să vorbească toată lumea. Nu. Nu, cred că se gândea la o modalitate prin care să intervină. Vă spun eu că handicapații, deci persoanele mele cu dizabilități, îmi spune ce să facem comisie de către comisie. Comisia ce face? Stă pe telefoane, butonează pe Facebook, pe internet și semnează certificatul, nu se discută. Te încadrezi, nu te încadrezi. De ce dacă ar trebui să spună chiar ia comisia? Deci comisia, nu eu așa, comisia. Doamne, uitați, sau domnule, aveți dreptul să vă adresați în termen de 30 de zile. Să face nu spunem noi comisia, dar și comisia ar trebui să spună, este secretariatul comisiei, care sunt trei secretari acolo, trei, care ar trebui să spună secretariatul comisiei, ce trebuie să facă persoana care este neîndreptățită? Dacă nu-i convine, faceți cont, dar spune niciodată. Eu să știți că le-am spus celor care au fost nemulțumiți. Tu da, că le-am spus. Dar până acum, până să zic în comisie, nu s-a vorbit. Deci până acum nu s-a vorbit și nu spune nimeni. Deci, eu nu vreau să fiu un bau-bau pentru comisia asta. Nu, doamne, ferește, dar nu bau-bau, mă, nu trebuie bau-bau. Nu trebuie să spun. Corespunde exact ce spune legea, nu? Da. Și spun criteriile. Da, este normal să le spunem celor care au o dizabilitate și sunt fără venit, că vezi în certificat că este fără venit, că legea îi permite să aibă și pensia de invaliditate, că este normal. Și poate să meargă la Casa Județeană de Pensii și la care ar trebui comisia să nu mai vină cu amenințări la persoane cu dizabilități. Ei n-au putut să lucreze și n-au putut să angajeze niciodată din cauza handicapului pe care l-a avut, deficienței, da? Și au dreptul de acei 400 de romi de la... Așa este, aveți da? Dreptate. Și de ce spune? La anul nu-ți mai dau. Îți iau, că te duci. E drept, de ce te duci? Ce la meni? N-are voie să spun așa ceva. Da? Este adevărat și vă mulțumim că ați intervenit așa, să ne spuneți ce puțin, se întâmplă. Încă puțin, așa am terminat. Vă ascultăm. Și
mulțumesc pentru înțelegere. Era vorba de cardul european pentru persoane cu dizabilități pe care se face la solicitarea noastră și care sunt valabile în 7-8 țări europene. Că noi suntem mai multe țări în UE, nu? Așa. Dar de ce să nu avem dreptul decât numai la activități culturale și sportive? Dacă eu, de exemplu, vreau să-mi fac o intervenție sau chirurgicală sau vreau să mă duc să-mi fac o recuperare, de ce să nu folosesc și acest card să mă folosească și să fac prin casa de sănătate? Pentru că este monopol. Este un proiect pilot, eu am înțeles de ce. Este aplicabil 2 ani de zile și după aia vom vedea. Dar și asta poate fi, cum să vă spun, nu corectat în timpul proiectului, după ce, că trebuie să continue cumva și trebuie să avem și noi, organizațiile non-guvernamentale, un cuvânt de spus, asta am spus și eu, cardul european, din punctul meu de vedere, ar trebui să-ți dea aceleași drepturi conform Convenției ONU pentru toate țările din Uniunea Europeană și nu pentru 7-8 țări. Corect. Mulțumesc. Vă mulțumim. Și felicitări încă o dată, Ioana, și nu te lăsa. Mulțumesc. Vă mulțumim și noi pentru intervenție. O seară frumoasă, la revedere. Într-adevăr, multe probleme. Probleme care au existat până acum în Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap. Probleme care probabil încă există. Și de aceea sunteți acolo pentru a face ceva sau pentru a încerca măcar să schimbați lucrurile așa cum v-au spus. Eu sunt unul din 5 membri, da? Sunt unul care nu am studiile medicale, care cunosc criteriile de încadrare în grad de handicap și dacă nu le cunosc, intru pe net, este adevărat că intru și mă uit că nu am de unde să le cunosc, că aud când citește doctorul, președintele comisiei, ce scrie în dosar, adică nu sunt surdă și am acest... deci îmi funcționează și auzul și comunicarea și atunci când văd că scrie fără venit în certificat, mă autosesizez imediat și întreb: ați vorbit cu asistentul social de la comună despre drepturile care vi se cuvin ca persoană cu handicap conform legii 263? Și atunci este normal că omul aude și merge și întreabă mai departe. Iarăși nu vă ascund, pentru că eu le ofer la intrare pacienților o carte de vizită. Orice nelămurire pe care omul nu poate primi în 5 minute când intră la comisie, eu pot da în timpul în care lucrăm ca furnizor de servicii sociale, cu jurist, cu asistent social, cu avocat, cu medic. Deci toate lucrurile astea pot fi lămurite după comisie, în termen legal, în limita legii, nu altfel. Da. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara, doamna Ionica. Aș dori și aș avea o rugăminte. Un vot al meu a făcut acum un an și jumătate un transplant de rinichi. A avut gradul 1, după care i s-a luat și are gradul 2. De ce? Și când a depus contestație, trebuia să aștepte 45 de zile calendaristice și au trecut peste 55 și încă nu a venit răspunsul de la București. Ce e de făcut? Ați revenit la Comisia Superioară dumneavoastră cu altă solicitare, să întrebați? Păi nu, că de la Comisia respectivă de evaluare mi-a stat să zice de la București răspunsul și au trecut acele... peste 45 de zile, 55, nu, încă n-a susținut răspunsul de la București. Deci atunci acțiune în instanță. Scurt. Acțiune în instanță. Deci spuneți că nu este corect pentru a-i răspunde, domnule. Dacă nu i s-a răspuns și s-a trecut peste termenul legal, înseamnă că cineva a greșit și instanța va da câștig de cauză. Mie mi-a zis de la... aici, de la comisie, că vina e a Bucureștiului. Ei n-au nicio vină. Solicitarea a fost făcută pe 27.04 și nici până în ziua de astăzi nu a venit răspunsul. Deci, eu vreau să vă asigur că oricare înscris al dumneavoastră cu confirmare de primire la Comisia Superioară, cu numele dumneavoastră, cu datele dumneavoastră, vă va da un răspuns. Și dacă vedeți că n-ați primit niciun răspuns și aveți un număr de înregistrare, dacă aveți un număr de înregistrare, pentru că dacă aveți un număr de înregistrare cu data la care ați depus contestația și dacă a depășit termenul legal de a răspunde, atunci înseamnă că au greșit
și dumneavoastră sau persoana respectivă, nu dumneavoastră, că nu știu dacă am înțeles bine că ați sunat pentru cineva, are câștig de cauză în instanță. Nu vă costă nimic la instanță, absolut nimic, o simplă cerere. Și unde să vă caut ca să vă prezint? Horticole 56, etajul 1, internat, și luați numărul meu de la campus, vi-l dă oricine după ce închideți sau după emisiune, lăsați un număr de telefon și vă sun eu dacă lăsați un număr de telefon. Am înțeles. Mulțumesc. Deci ajut legal și în termenul în termen legal cât îmi permite legea, pentru că este normal, este un drept al persoanei cu dizabilități. Dacă a avut gradul grav și are accentuat și boala se menține, înseamnă că persoana respectivă trebuie să-și obțină dreptul de handicap care l-a avut. Bun, vă mulțumim pentru intervenție, da, și mulțumesc, sănătate. Mulțumesc. Așa cum ați auzit, puteți lăsa numărul de telefon în regie. Dacă nu, sunați după și vă dăm numărul doamnei Tarău. După cum vedeți, multe probleme și oamenii chiar au nevoie de ajutor. E bine ca nu cunosc măcar o punte legislația de legătură. Oamenii. Nu, păi, cunosc. Nu sunt. Eu de asta am oamenii. Spus mereu. Posturi de televiziune, poate face o emisiune socială pe lună, ați făcut-o, este adevărat, este puțin. Dar dacă ar fi o emisiune ultima vineri din lună și oamenii să știe și să vină, chiar dacă nu reușesc să intre în direct, vin și las aici un număr de telefon, o adresă, o solicitare, o colaborare, o comunicare între asociație și postul Campus TV a fost întotdeauna. Nu au fost probleme la care să sune cineva, să intervină cineva și să rămână nerezolvate. Chiar dacă mi-am asumat uneori și lucruri de care nu mă așteptam să le primesc după de la oameni. Dar asistența socială o fac cu pasiune, cu dăruire, cu profesioniști, într-o echipă și în parteneriat cu autoritățile locale. Am discutat cu Consiliul Județean, urmează nu doar eu, deci mai multe organizații non-guvernamentale care suntem furnizori de servicii sociale. Sper să discutăm și cu Primăria Buzău vis-a-vis de cantina socială, unde persoanele care sunt valide mănâncă la cantina socială și încasează vineri, sâmbătă și duminică, încasează, primesc alimente pe care le și vând, în timp ce o persoană bătrână la 70 de ani cu o dizabilitate, nu chiar surdomut, că ați văzut oamenii, știu că mă ocup și de copil și de adult și de... N-am refuzat, pentru că am o comunicare deschisă cu asistența socială locală de pe lângă fiecare primărie. Deci asta m-a ajutat să dezvolt aceste servicii. După cum vedeți, în această seară în emisiune am și uitat să vorbesc despre cei mai dragi oameni de suflet ai mei, care lucrează în unitatea protejată, lucrează singur, lucrează fără mine, lucrează conduși de tânărul surdomut. Și pentru că suntem în perioada examenilor, am niște emoții mari, pentru că aceste persoane care nu au și nu comunică verbal sunt discriminate de cei care sunt nevăzători. Nevăzătorul de examen în Braille, surdomutul de exact ca și noi. N-am reușit, dar voi merge până voi reuși. Bine, nu e vina chiar nevăzătorilor. Dacă... Nu. Este Doamne ferește, este foarte bine pentru nevăzători. Este foarte bine. Deci nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Deci este un lucru bun, dar trebuie corectat și pentru surdomuți. Nu am fost ajutată, nu am fost sprijinită aici, dar sper să găsesc înțelegerea și să putem să rezolvăm această problemă. Pentru că un conținut, mă refer la limba română, dacă este adaptat și profesorul îl traduce prin limbajul mimico-gestual, cu cuvintele pe înțelesul persoanei, și la examen persoana are nevoie de sprijin sau de test, grilă, întrebare și răspuns. Asta regret că n-am reușit să fac, dar sper să fac în continuare. Și repet, emoțiile sunt foarte mari, indiferent că este clasa 8-a, pentru că am avut fetiță care a locuit la mine și a terminat clasa 8-a, pentru că am avut și am un copil care a terminat anul trecut și n-a luat un examen și acum a fost în examen, pentru că sunt alți copii, alți tineri care sunt în examen și ca părinte, ca oricare părinte care își dorește binele copilului, de ce să nu le dăm voie acestor tineri să meargă mai departe, să-și continue și ei studiile și să fie sprijiniți cu învățământ adaptat. Acum am aflat că s-a schimbat domnul ministru de la educație, sper să reușim. Da, e bine că nu vă dați bătută și că încercați întotdeauna să obțineți ceea ce vă doriți pentru acești oameni. Eu vă mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că le-ați răspuns telespectatorilor și spor la treabă în continuare. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și cred că aceste emisiuni sunt în interesul cetățenilor care nu au informațiile necesare. Ne oprim aici, urmează jurnalul Campus TV în câteva minute. Mai sună cineva, dar promit că o să vă transmit toate mesajele telespectatorilor. Eu vă invit să rămâneți cu noi, o seară frumoasă vă doresc, la revedere!